6. 6. 6. Sebastian. E un ban acolo sau mic, oricum. E. Dragule... scuze, am o propunere pentru tine. Că, te rog. Să vezi cum a fost faza, când ne-am întâlnit acum 2-3 zile. I-am zis, mă, omule, nu știu ce faci, dar atâta de mult mi-a apărut pe TikTok, de ți-am dat din ăla să nu te mai văd. Deci pur și simplu ți-am dat, nu mai vreau să-l văd, că mi apare foarte mult. Nu cred. Și acum l-am văzut în față. Nu o să scapi niciodată. Dragule, chiar ești un om minunat, un om ciudat. În primul rând te-am văzut cu barba asta, știi? L-am văzut și eu în sfârșit pe statul palmă, barbă, cot. Deci vom începe terapia de hipnoză de luni. Și cât costă o oră de hipnoză? O oră de hipnoză costă 400 de lei. Dom'le, dar mi se pare scump? Nu mi se pare scump. Nu mi se pare scump. Uitam așa puțin ciudat și când am văzut cu câte bunătate și ce zâmbet frumos ai venit să vorbești cu mine și după care am și vorbit foarte mult și o să ai și o fetiță. Da. E frumos să ai fetiță, să fii o fetiță de 23 de ani. Ce fain. Felicitări. Băi, oamenii deștepți fac fetițe, știi? Oamenii și mulțumesc. Mai deștepți fac două fetițe, iar cei care fac trei sunt proști că mai încearcă. O să mă pun limitez atunci la două. Să-ți fie bine și frumos ce e aici. Exact. Am încredere. Hai. Nu mi se pare scump.